Pentru că religia musulmană este una bazată pe pace, prosperitate și iubire, în prima zi de Bayram, comunitatea turco-tatară s-a adunat în cadrul unei șezători. Și pentru că diferența de credință nu contează, la eveniment au participat atât reprezentanții ai comunității turco-tatare, cât și creștini. Este una din cele două mari sărbători din lumea islamică și din religia islamică. În urmă cu exact 70 de zile, noi am celebrat sărbătoarea postului și astăzi celebrăm sărbătoarea sacrificiului. Obiectivul întâlnirilor în general este socializarea, este încă un motiv, cum v-am spus și anterior, de a ne reîntâlni și a da curs, de ce nu, salutului tradițional al islamicilor. Islamicii între ei când se întâlnesc își urează Assalamu alaikum ve berekatuhu, însemnând pace și prosperitate în numele lui Allah. Sănătate, prosperitate și să nu uite că religia noastră este o religie a toleranței și a iubirii, a dragostei față de sebe. Invitat de seamă al comunității musulmane a fost consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Boskalişcan. Acesta a descris sărbătoarea de Kurban Bayram ca fiind una a dărniciei și întrajutorării. Este a doua mare sărbătoare religioasă în religia noastră. Este o sărbătoare a dărniciei, o dărnicie care se realizează prin vărsare de sânge și după aceea toată carnea se împarte. Cel mai important mesaj al Kurban Bayram Ramului este ajutorarea și dacă în cadrul comunităților există săraci, să fie ajutați. Este o sărbătoare a unității între toți musulmanii, indiferent dacă sunt tatari, turci sau de altă naționalitate și îmi exprim speranța că la fel va rămâne și în viitor. Cei prezenți la eveniment s-au declarat încântați că tradiția musulmană este menținută și transmisă din generație în generație. Nu știu, în urma noastră, tineretul, dar sperăm să o respecte și tineretul. O respectăm tradițiile exact cum am moștenit de la strămoșii noștri. Să păstreze tradițiile și obiceiurile, să nu le uite niciodată. Indiferent de ce etnie este, să le păstreze întotdeauna. Tradițiile ne arată ce au fost strămoșii noștri. Foarte interesant. Este prima oară când particip la astfel de activități în Megidia și foarte interesant, mai ales domnii care au luat cuvântul. În primul rând cunoști și alți oameni și mai schimb păreri. Kurban Bayram Hayırlı olsun, multă sănătate și pace, liniște și prosperitate. Da, e foarte utilă. Pentru că e sărbătoarea noastră. Tăiem berbecul. Primul loc care tăiem berbecul. Multă sănătate și multă bucurie la toată lumea după fața pământului. Și Kurban Bayram da, Hayırlı olsun. Organizarea unei șezători s-a dovedit a fi o idee benefică atât pentru reprezentanții religiei musulmane, cât și pentru creștinii care au avut ocazia să învețe câte ceva despre tradițiile conaționalilor.